în seara aceasta sunt aici pentru că mi-a plăcut ideea. Faith Tech, uh, sigur că m-a atras. Când am văzut această idee, mi s-a părut că uh, în sfârșit în România aducem împreună credința și tehnologia. Această intersecție m-a fascinat și am spus la Cătălin că nu vreau neapărat să vorbesc în seara aceasta, dar uh, tot a existat să am câteva Câteva cuvinte pentru noi toți la acest moment de lansare. De fapt, astăzi noi vorbim de intersecții, intersecție dintre credință și tehnologie. Pe lângă viața personală, eu funcționez în viața profesională la intersecții. Intersecția dintre teologie și tehnologie. Această intersecție am experimentat-o în anul 2010, când am început să predau online. Uh, și a fost prima mea experiență. Când am intrat la Liberty University și am început să predau, nu știam cu ce. Cum? Adică cum să faci cursuri online. N-am mai auzit lucrul acesta. Astfel că, pentru noi, teologia și tehnologia sunt într-o interconectare. Și cred că, și pentru teologia, aș putea să, am putea vorbi multe despre lucrul acesta, ar fi, ar fi un, și este un context bun în care putem face teologie și folosind tehnologia. Și avem și argumente pentru asta. A doua intersecție la care funcționez este intersecția dintre educație și uh, tehnologie. Se suprapune peste teologie, pentru că teologia este subiectul, iar modul în care noi facem educație o facem prin tehnologie. La Institut, după cum știți, avem un program de învățământ la distanță destul de bine dezvoltat, astfel că în pandemie am fost provocat de o doamnă de a scrie o carte, educație prin e-learning. Uh, și împreună cu colegul nostru, Belone Ardilean, și cu alți uh, doi profesori, am scris această carte, Educație prin e-learning. Și uh, am realizat că oamenii nu prea înțeleg diferența în educație, între educația tradițională și educația în mediul uh, online. Uh, astfel, uh, am enunțat atunci că educația capătă o nouă formă. Și vorbim de o nouă paradigmă a educației. De ce eu numesc tecno-teologie sau tecno-teologie și tehnopedagogie. Și există articole scrise pe această, această situație. Și de aceea Intersecția mea cu educația prin tehnologie este, a fost un element benefic și am văzut cum tineri au fost pregătiți în educație de-a lungul anilor în, în acest domeniu, folosind tehnologia și, de asemenea, pasiunea mea pentru drept și tehnologie, digitalizare m-a făcut să mă duc și în această zonă a problemei libertăților în spațiul acesta care pare un spațiu total nereglementat, nu chiar total nereglementat, dar a fost iarăși o pasiune. De aceea vă felicit, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce faceți și ce cum Dumnezeu va folosi această unealtă pentru, pentru noi toți. Și dacă mă întorc la întrebarea unei doamne jurnalist în urmă cu un an de zile când participam la o conferință în Cluj și dânsa era de la o televiziune publică, m-a întrebat Domnule, ce caut un teolog la o conferință de digitalizare? Ce caută un teolog la o conferință despre tehnologie?" Ce relație este între teologie și tehnologie? Și a spus, Doamne, există o relație. Putem să o discutăm foarte extins subiectul acesta. Cred că există. Noi funcționăm într-un spațiu și noi căutăm oamenii acolo unde sunt ei. De aceea, virtualul, online-ul, este un spațiu unde putem să mergem cu misiunea pe care Hristos ne-a dat-o. Și așa să ne ajute Dumnezeu.